Răspunzând chemării la întrecere în cinstea celui de-al treilea congres al partidului, inițiată de cele 19 întreprinderi, colectivul combinatului Gheorghe Gheorghiu Dej din Târgoviște a obținut victorii însemnate. Comuniștii Tufeanu Ilie. Și Rimoiu Ion depășesc zilnic norma cu 10%, realizând importante economii. Rezultate deosebite au obținut și montorii pompelor triplex de mare capacitate. O amintire, un exemplu în muncă. Ne-a umplut de mândrie și rezultatele obținute în cinstea congresului de muncitorii de la Flacăra Roșie București. Brigada lui Ursache Petre din atelierul de croit a realizat o economie de 37.000 decimetri pătrați de piele, din care se pot confecționa 2.500 perechi fețe de pantofi. Muncitorii de la banda numărul 2 au realizat până la 29 aprilie economii în valoare de 24.330 lei. 4.500 metri țesături din economie au dat peste plan și muncitoarele de la țesătoriile reunite. Comunistele Avram Aurica, Nicolae Elena, Tracalea Maria au dat peste plan 100 kg fire, 330 metri bandă urzeală și 76 metri țesături din fibre sintetice. Noile produse, blana tip leopard, bogata gamă de imprimeuri au și luat drumul magazinelor. Să le urmăm! Ce vom purta în luna florilor la marea sărbătoare de 1 mai? Magazinele din capitală ne răspund oferindu-ne noile sortimente de sezon. Primăvara 1960 e mai bogată în culori și linii decât toate celelalte primăveri. Pentru toate gusturile, pentru toate orele zilei și pentru seară. Dar noi, au întrebat copiii dornici să se înnoiască. Pentru ei, pentru cei mici și pentru toți consumatorii, magazinele bucureștene au pregătit în cinstea zilei de 1 mai cele mai alese și mai variate mărfuri.